problematica infracționalității de reportă pentru o generală pe fondul adicțiilor, așa cum există casă pe comunități terapeutice pe zona de adicții față de droguri și iată, în septembrie vom inaugura comunitatea terapeutică pentru probleme legate de asistența celor care sunt diagnosticați cu afecțiuni miopsihice. Pe zona de reducerea riscului de recidivă, de asemenea, au fost foarte multe intervenții sub supervizarea colectivelor universităților din țară. La nivel de România existând peste 80 de protocoale de colaborare ale sistemului penitenciar cu instituții publice, instituții de învățământ și ONG-uri, implementate la nivel de țară. 76 dintre acestea sunt implementate în foarte multe unități penitenciare, raportată o statistică recentă. Iar la nivel de unități penitenciare sunt încheiate 443 de protocoale la nivel local. Așadar, cadrul există, însă ceea ce ne interesează este că activitățile din ne intensifice. Să trecem de etapa în care doar se realizează vizite în mediul penitenciar și să ajungem la etapa în care, alături de implicarea celor aproximativ 700 de specialiști menționați de domnul director general Hakim, să ajungem la o contribuție mult mai semnificativă și din partea celor pe care dumneavoastră astăzi îi reprezentați aici, replicând, desigur, toate bunele practici care au fost menționate în prima parte a întâlnirii noastre, la nivelul tuturor unităților penitenciare. Standardele sunt stabilite pentru fiecare unitate, însă implementarea lor, practic, diferența este de la unitate la alta, cum datorită managementului, datorită specificului local, datorită implicării celor care acționează în zona respectivă. La nivel de regiune, Nord-Vest, din fericire, sunt parteneri extrem de implicați și diferențele se văd. Însă e nevoie de mult mai mult de educativ pentru că sunt de dată față de societate și pentru că, deși presiunea este mare, sistemul penitenciar trebuie să reușească acolo unde înainte și școala și familia și societatea reușoară, noi trebuie să reușim, dar cum altfel